farul CFR Cluj în această grupă nu s-a jucat la aceeași oră, s-a meciul de la Alexandria între doi pe care... E prelungită în jumătate adversă al Ghindiei din această repriză secundă. Tanță, fii puternic, dar nu-ți garantează că vei da și golul. Grubaci, mare șansă, Vorobiovas, gol! 1-1, egalează Ghindia. Prin Motez, dar Vorobiovas. Rezultate. Fotbalist născut în Spania, dar care are origine... Moment. Rapid, farul Constanța, Petrolul este pe 3 cu 14 puncte. Ciunea, Cosmin Atanase, Vorobiovas cu șansă, Vorobiovas respinge Huja de pe traiectoria lui Octavian Vâlceanu. Insistă, presiune imensă pe care Ghindia o pune în zona careului Petrolului. Aici este să egaleze pentru a doua oară în această partidă. Ghindia în superioritate numerică din minutul 69. Așteaptă și primește Popadiuc. Se complică acolo. La fel o face și Bertrand. Greșeli și de o parte și de cealaltă. Vorobiovas. De aici imposibilitatea de a găsi culoare către poarta lui Bălgrădean. Se încearcă acum în zona lui Căpușă, care îl popa. Degajarea lui Bălgrădean, ce control bun al mingii pentru Ovidiu Hoban, nimic aici de posedat de Vor. Patriche, Radu, Răuță, reprimește fundașul stânga, intercepție modestă, Zvorobiovas, Cardos. O fază periculoasă, Miculescu a intrat în careu, pasează pentru Cardos, așezarea lui Otele, un șut și gol! Gol, Vorobiovas! Vukcevic în careu, centrează pe bara a doua, Otele! Ce-o fi vrut să facă Otele, cui să-i recentreze în fața porții? Uriașă și această ocazie a lui Otele, lui Vorobiovas. A dat și câteva pase excelente, ofensive. Tot Vorobiovas a într-un spațiu liber, urmărit de Paramati. Laugemis trece acolo, Laugemis pentru Otele în care Otele se desprinde, centrează fața porții și Micu. Pentru Dimitrov, Bărbuț primește, Bărbuț joacă în centru, deposedat însă în zona aceea Eder Gonzalez. Nu, ce balon interceptat de Tudorie, Tudorie vin cu echipierii în sprijin, dar moale. Până și-a găsit picioarele Tudorie, depozit. Centrare în careul oaspeților, balon pe care îl preia Eder Gonzalez. E greu să treacă așa, pe unde vrea el acolo, printre doi adversari care erau aproape unul în... Având mai copii lângă ei, e mai greu să combini. Vukcevic, excelentă, pasa, gol! Gol UTA! În adâncime pentru Cardozo... Intercepția unui adversar, Cardozo a preluat balonul și acum Vorobiovas foarte bine stă, nu poate fi depășit pentru Ghindia Târgoviște. Un gol în 14 meciuri la Ghindia, un gol în 26 de meciuri la UTA, unde cei drept... Vorobiovas, gol! Splendid! Splendid șutul! Mai multe lovituri, mă rog, e suficientă și lovitură să te facă indisponibil, dar el era incert și rămâne, iată, doar pe bancă de rezerve. Vorobiovas, un dribling reușit în fața lui Enrico Papa, bun pressing-ul, se pare bun pressing-ul echipei Botoșenene, cu asemenea prezență, iată, supranumerică în terenul advers, reușește să recupereze prin Dican.
Sheroni, încă un duel câștigat în aer, mingea trimisă într-o zonă în care încă se negociază supra. Atingere cam largă a permis lui Florica să intervină. Robert Ion, perfect, scoate mingea pentru De Amorim, ținut brazilianul încolțit, erau patru adversari, de fapt sunt în continuare patru adversari acolo. Otele trimite din prima, Vorobiovas, este o combinație cu Bara Vicas, diagonala lui Vorobiovas, este una reușită. Caută pasa lungă, este o intervenție neconvingătoare a lui Bara Vicas, vine însă foarte, foarte hotărât Vorobiovas. Olandezul va trimite în careu, așa face capitanul Utei, centrarea în 7-8 metri, respinsă, șut frumos, Popescu cu o nouă intervenție. Vorobiovas pentru Șliakov, a epuizate. În vestiarul sau în configurația acestui clinche, hai să vedem, preluarea lui Melniciuc. Cvetkov. Preluare, Dumitrache, lângă el Vorobiova, lituanianul îl deposedează, revine Dumitrache. Însă cred că... Pentru că așa au stat lucrurile și la meciul cu FC Argeș, ne aducem aminte cu golurile marcate în repriza secundă după ce piteștenii au fost în avantaj. Miron îi trimit, a refuzat prima ofertă de prelungire a contractului, scadent în vara viitoare. Spunea însă Roger că el vrea să continue la Arad pentru că se simte foarte bine. Probabil că până la urmă... 0-0 în lumina acestor ierarhii. Aradul este pe locul 6 într-un clasament al punctelor acasă. Argeșul pe locul 4 în clasamentul punctelor aduse de afară. Eu zic că rimează pe... grea, dar mai adăugăm o ocazie în contul paradenilor, în vreme ce FC Argeș rămâne pe 0. Ișvan n-a avut nici el suficientă forță încât să-i paseze lui Șerbi. Uta are mingea, deja e cam târziu, trebuie să găsească soluțiile ceva mai repede. Dribbling, Vorobiovas, pasa în lateral, până acum și-au dat seama că... simplu, nu se vede în joc. Minge recuperată, Asamoah pierde în fața lui Vorobiovas, apoi îl faultează pe inter.